studenți, absolvenți ai școlii misionare. Stimați oaspeți, participanți la această ceremonie. Deși nu sunt coordonatorul direct al acestei școli, îmi revine plăcuta favoare de a avea un cuvânt cu această ocazie. Îi mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru ocazia pe care mi-a dat-o de a avea o anumită contribuție în cadrul acestor cursuri de instruire misională. Cu două serii în urmă am fost chemată să lucrez ca pedagog, ocupându-mă în special de forțile organizatorice, activități administrative. De data aceasta, la această serie, pot să spun că m-am implicat mai mult, predându-le chiar câteva ore. Acum, după ce acest timp a trecut, încerc să apreciez și cred că nu reușesc care dintre noi a învățat mai mult, eu sau ei. A fost o primă experiență și vreau să vă mărturisesc că am învățat foarte multe, pentru că lucrând cu copii, Dumnezeu îți oferă experiențe minunate. Este un moment de bucurie și, deși cu toții ne bucurăm, nu pot să ignor ușoara undă de tristețe care mă încearcă în acest moment și mi-amintește că suntem încă pe acest pământ și despărțirea este dureroasă. Deja am discutat cu copiii, nu știm cum să depășim acest moment, ne-am legat unii de alții și doar Dumnezeu și speranța că pe nou pământ nu ne vom mai despărți ne va ajuta să nu umbrim acest moment, ci să privim cu optimism în patria făgăduită, acolo unde vom fi pentru totdeauna nedespărțiți. În momentele care urmează, aș vrea să vă fac cunoștință cu acești tineri, să strig pentru ultima dată catalogul, un moment emoționat pentru el, pentru noi toți, și îi rog pe fiecare ca atunci când își aud numele să se ridice în picioare ca să-i cunoașteți și voi încerca să spun de câteva cuvinte foarte puțin despre fiecare. Barbu Corneliu. Este un copil conștiincios care a depus eforturi serioase ca să urmeze aceste cursuri și le-a terminat odată cu facultatea. V-am spus aceasta ca să știți cât de mult a muncit. Întotdeauna vesel, binevoitor, gata să se implice în diferitele activități, să observe ce este de făcut și să le facă cu plăcere. Îi dorim succes în continuare și Dumnezeu să-l facă un misionar acolo unde va fi bani. Barnea Adrian. Este un băiat vesel, curajos, amabil, care se distinge prin disponibilitatea lui de a servi atunci când este nevoie, de a salva situațiile în care nimeni nu intervine. Avem un băiat și o fată, care întotdeauna când se fac cele de rugăciuni sunt primii care să răspundă, care dacă simt că e ceva de făcut, o fac cu plăcere. Îi mulțumim și dorim să crească spiritual și să fie și el un misionar acolo unde Dumnezeu va găsi cale care să activeze. Bănică Amalia. O fetiță veselă care ne-a înveselit și pe noi întotdeauna, ne-a adus aminte că suntem copii. Activă totodată și foarte conștiincioasă. A obținut rezultate bune și credem că ea va fi de folos acolo unde va merge, pentru că are posibilitate, are capacități și nu putem să facem decât să-i urăm succes. Mulțumim! Buftea Vasile. Apreciem eforturile fratelui Vasile de a participa la această școală. Vine tocmai din Spania și o face cu bucurie. Nu a lipsit deloc și a fost foarte conștiincios, iar acum, la sfârșit, mi-a spus că ar vrea să mai aibă motive ca să vină în România.
Poate ne gândim la ceva, să dăm ceva de lucru, măcar pe tot, ca să mai avem un mijlocul nostru. Mulțumim pentru că ați participat. Condeanu Felix. Este un băiat timid și curajos, dacă se poate spune așa ceva. Timid pentru că așa pare, dar niciodată nu s-a luat înapoi atunci când mi s-a cerut să facă ceva. Chiar și al numesc și curajos. Și doresc în continuare să lucreze pentru Dumnezeu, să-și îmbunătățească cunoștințele în privința a ceea ce a învățat aici și să fie o lumină acolo unde va merge. Ilie Razu Cătălin. Și Radu face eforturi serioase de a participa la aceste cursuri, vine din Spania și în paralel cu această școală este și student. Ne apreciem pentru aceasta și apreciem de asemenea faptul că, deși nu a putut participa la toate cursurile, a reușit să își însușească cunoștințele și să rezolve așa numitele restanțe. Astfel încât, la sfârșit, se află printre copiii care au absolvit cu brio școala misionară. Mulțumim, Radu, și să fie o lumină acolo unde vei merge. Lior Eduard. El a fost cel mai tânăr student al școlii noastre atunci când am început și și-a adus copilăria cu el aici. De multe ori ne-a făcut și pe noi să ne simțim copii. Apreciez totuși faptul că în urma celor 3 ani s-a maturizat. Cel puțin aceasta este părerea mea, s-a maturizat în bine. Și nu-i dorim să se maturizeze prematur, dar îi stă bine așa cum este. Să continue să crească în funcție de vârstă și să poată fi o lumină acolo unde va lucra, unde va activa. Marius Mureșan. Este un băiat serios pe care ne putem baza. Dacă Marius promite că face ceva, suntem sigur că va face. Conștiincios, nu a lipsit niciodată, a activat și și-a dat tot interesul ca ceea ce face să fie făcut ca pentru Domnul. Îi dorim ca în continuare să lucreze pentru el și eu cred că el o va face. Iar dacă nu va fi angajat efectiv în lucrarea lui Dumnezeu, cel puțin acolo unde lucrează să fie o lumină. Nicodim Diana. Este acea fetiță de care vă spuneam că este gata să salveze situațiile, să se implice când nimeni nu o face. Prima care se oferă și oferă serviciile în diferite activități. Are și posibilități, capacități și ea face de asemenea eforturi deosebite prin studentă în anul 2, în același timp, deci a dat și un examen de bacalaureat în acest timp. Îi dorim succes în continuare și sperăm că Dumnezeu va ajuta ca ea să poată să fie o lumină acolo unde va lucra. Succes, bine! Eugenia Popovic. Eugenia vine din Chișinău și o face cu eforturi deosebite și nu putem să nu apreciem acest fapt. Este o fată serioasă, pe fața căreia se văd încă urmele dragostei din tâi a convertirii de curând. Ne bucurăm pentru alegerea pe care a făcut-o și pot spune că am învățat multe de la ea. Ne-a încurajat, spunându-ne experiențele ei și ca unii care noi n-am trecut prin această experiență a nașterii din nou evidente, mă refer la cei care ne-au născut în credință, apreciez experiența ei deosebită și sunt încredințată că în continuare va fi o lumină acolo unde va activa. Îi mulțumim că a ales această școală și credem că îi va fi de folos. Sârbu Daniel.
Daniel este un băiat minte, vesel, inteligent în același timp și s-a remarcat printre noi prin disponibilitatea lui de a face orice, de a veni în sprijinul celor ce trebuiau realizate. Apreciez eforturile lui de a participa la această școală. Vreau să vă spun că unii dintre copiii acestei școli au fost nevoiți să-și câștige singuri banii pentru a plăti taxele școlare. Și acest lucru este demn de luat în seamă. Și apreciem în mod deosebit pe cei care, deși s-au confruntat cu greutăți, nu au renunțat. Daniel este unul dintre ei și deși a avut și el anumite lipsuri, mă refer că a fost o perioadă sau două în care nu a putut fi prezent, și-a recuperat perfect, pot să spun eu, ceea ce s-a predat și examenul final a arătat că el chiar este un copil conștiincios. M-a impresionat faptul că astăzi, în fața comisiei de examinare, a fost singurul care ne-a spus că intenționează să studieze în continuare ceea ce a învățat la această școală misionară. Îi dorim succes! Someșa Iulia. Iulia este o fată conștiincioasă, ambițioasă, care a ignorat toate încurcăturile și problemele care îi se puneau în cale și a venit la școala misionară. Fără niciun sprijin decât pe Dumnezeu, ea a frecventat tot timpul, chiar dacă în această perioadă a absolvit două facultăți și două mastere. A fost chiar în Franța și de acolo a participat fără să lipsească. Au obținut cele mai bune rezultate și suntem încredințați că Dumnezeu îi va ajuta în continuare. Și ea este venită mai de curând între noi și se observă că are o relație frumoasă cu Dumnezeu și pune mult suflet în pascuji celor din jur. Mulțumim, Iulia, pentru alegerea. Șerban Gabriel este cel care lipsește din grupul nostru pentru că întotdeauna are altceva de făcut. Pe Gabi îl veți vedea fie spălând vasele, fie făcând focul la centrală, fie filmând pentru ca noi să ne amintim de acest eveniment. Apreciem efortul lui și îi dorim continuare ca să fie de asemenea oriunde Dumnezeu îl cheamă. Nu a neglijat nici studiile și a reușit să obțină rezultate frumoase la școală și credem că acestea îi vor folosi de parcurs. Mulțumim! Mișan Ramona este ultima barbetistă, dar nu este ultima în ochii noștri. Este o petiță conștiincioasă, suminte, silitoare, care pune tot sufletul ca ceea ce face să fie făcut bine. Nu a venit de prima dată între noi, a venit decât de a doua întâlnire, dar a reușit să recupereze frumos și bine tot ceea ce ceilalți au își însușiseră anterior. Și chiar dacă la ora actuală este cea mai mică dintre studenți, nu se cunoaște din punct de vedere al conștiincioșității ei, al inteligenței. Îi mulțumim Ramonei și dorim ca Dumnezeu să o ajute să fie o lumină acolo unde merge, să folosească cunoștințele acumulate pentru slava și înălirea lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu din nou pentru această ocazie și aș dori ca elevii aceștia care sunt astăzi în fața noastră să fie în mâna sa. Fie ca Dumnezeu să completeze lipsurile noastre, pentru că suntem conștienți că cei care am lucrat cu ei avem foarte multe lipsuri și le-aș cere tare pe această cale dacă s-au simțit cumva
nedreptățiți sau neglijați. Părinților, de asemenea, dacă au simțit vreodată că faceți o diferență sau că nu suntem drepți, dacă s-a întâmplat acest lucru, l-am făcut doar din lipsă de experiență și fie ca Dumnezeu să ne ierte și să ne dea înțelepciune ca în continuare să lucrăm pentru slava și mărirea Dumnezeu Său. Amin.